Importanța cunoașterii sistemului venos coronarian sau cardiac se referă și la chirurgie în ceea ce privește protecția intraoperatorie pentru a evita infarctele de tip venos, pentru administrarea retrogradă a cardioplegiei, dar mai ales pentru noile terapii percutane care se referă la terapia de resincronizare cardiacă, ablațiile transvenoase coronariene sau cazul anuloplastiei mitrale percutane. Sigur că există o serie de dificultăți sau limite, după cum se vede în diapozitivul numărul 3, și anume că literatura privind venele coronare, literatura medicală, este destul de săracă. Este dificil de făcut o clasificare a sistemului venos coronarian, așa cum este pentru artere, mai ales datorită faptului că există foarte multe variații individuale și mai ales că există anumite traiecte și canale particulare în care poate exista chiar și un flux bidirecțional al sângelui în sistolă și în diastolă. Dacă ne uităm mai atent, cum se prezintă în diapozitivul 4, care sunt principalele conexiuni în sistemul vascular al inimii și în microcirculație, vom putea vedea că există o serie de canale și vase particulare, dintre care cele notate cu numărul 1 sunt vasele venoluminale, în care venule intramurale sunt în legătură directă cu lumenul ventricular sau atrial, vasele venosinusoidale, în care venulele se deschid în sinusoide și de aici comunică indirect cu lumenul ventricular sau atrial, vasele arterioluminale, care nu se deschid în rețeaua capilară, ci aceste arteriole se deschid în lumen, dar sunt caracteristice ventriculului drept, și vasele arteriosinusoidale, care sunt marcate cu numărul 4, prin care din rețeaua arterială se comunică cu rețeaua sinusoidală și de aici cu lumenul ventricular sau al atriului respectiv. Dacă ne uităm la o schemă complexivă în diapozitivul numărul 5, vom vedea că aceste conexiuni pot fi sistematizate și se poate urma calea clară, directă, între artere, arteriole, capilare, venule și vene, dintre care o parte drenează direct în atriu drept, altele indirect prin intermediul sinusului coronarian. Tot aici vom observa și existența acestor vase arterioluminale și al sinusoidelor, care fac legătura direct între sistemul arteriolar sau venular sau sistemul capilar și lumenul, cavitățile diferitelor camere cardiace. Sigur că aceste vase de tip special, așa cum se vede cu săgețile marcate în galben, prezintă în anumite porțiuni ale lor și flux bidirecțional, ceea ce este foarte important pentru suplinirea în caz de ischemie miocardică, de exemplu. În ceea ce privește numărul acestor canale speciale, ele sunt mai dezvoltate în ventriculul drept față de ventriculul stâng și mai mult în atriul drept față de atriul stâng. În ceea ce privește clasificarea sistemului venos coronarian cardiac, după cum se vede în diapozitivul 6, există o clasificare în vene majore sau mari ale inimii, care sunt în general cele epicardice și care drenează cam 70% din sângele venos, și cele mici sau sistemul venelor minore cardiace, care sunt cel mai mult localizate în poziție subendocardică sau intramurală și care pot drena până la 30% din sângele venos al camerelor cardiace. Există și un sistem zis complex sau combinat, cu niște canale și niște traiecte particulare, așa cum ar fi tunelurile venoase ale atriului drept, venele care drenează nodul sinoatrial și atrioventricular și venele mici din pereții atriali în general. În ceea ce privește sinusul coronarian și venele majore ale inimii, există tributarele sinusului coronarian, care sunt vena cardiacă mare sau interventriculară anterioară, care se continuă direct cu sinusul coronarian, vena interventriculară inferioară sau posterioară sau cunoscută și zonele de venă media cordului, vena oblică a atriului stâng sau vena Marshall, venele cardiace mici, venele atriale și septale. Și, pe de altă parte, sunt și tributare vene care nu sunt tributarele sinusului coronarian, ci care reprezintă cam 20% din acestea și care se referă la venele anterioare a ventriculului drept, venele ale atriului stâng, ale atriului drept și venele septale superioare. În ceea ce privește așa numitele vene tebesiene, de fapt este vorba de, mai corect să le denumim vase tebesiene, deoarece sunt de mai multe tipuri, venoluminale, arterioluminale, venosinusoidale și arteriosinusoidale, și ele sunt foarte bine dezvoltate în rețeaua intramiocardică și subendocardică.
Ca o privire generală, așa cum se poate vedea în diapozitivul 7, se poate vedea că sinusul coronarian drenează în cea mai mare parte ventriculul stâng și o mai mică parte a ventriculului drept. Atriul drept drenează în el însuși prin vene care se termină tot în atriul drept. Ventriculul drept, în mare parte, își trimite tributarele venoase către atriul drept, iar atriul stâng, iarăși în mare parte, către atriul drept în mod direct. O mică parte din venele atriului stâng drenează chiar în atriul stâng însuși sau o mică parte din acestea stabilesc conexiuni anastomotice cu vene de la nivelul mediastinului. În ceea ce privește sinusul coronarian, după cum se poate nota în diapozitivul numărul 8, acesta este continuarea naturală firească a venei mari a inimii, vena interventriculară anterioară, care înconjură practic toată partea posterioară a inelului mitral și care și pentru acest motiv este foarte des folosită în procedeele percutane pentru anuloplastia mitrală percutană. Sigur că această vicinanță atrage după sine și anumite precauții din punct de vedere chirurgical în ceea ce privește plicaturile extreme ale inelului mitral posterior sau rezecții foarte mari de foiță posterioară și care pot duce la stânjenirea circulației atât în sinusul coronarian cât și în ramura circumflexă a arterei coronare stângi. Așa cum se observă în diapozitivul 9, dispoziția generală a venelor cardiace este pe un plan mai superficial față de ramurilor arteriale coronariene omonime, deși nu toate respectă dispoziția la nivelul șanțurilor interventriculare sau coronare, precum cel al arterelor omonime. Sigur că avem artera interventriculară anterioară care este însoțită de vena interventriculară anterioară și o parte din marile ramuri coronariene ale arterei coronare drepte, precum ramura marginală dreaptă arterei coronare drepte, care este însoțită de o venă marginală dreaptă. Analog, venele conului sau ale infundibulului sunt cele care însoțesc ramuri ale arterelor omonime. În ceea ce privește granița sau joncțiunea dintre marea venă cardiacă și sinusul coronarian, practic locul de unde începe sinusul coronarian, așa cum se vede în diapozitivul 11, există mai multe repere, printre care cel mai constant este vena oblică a atriului stâng sau vena lui Marshall, valva Vieux-Sens, care nu este totdeauna constantă, și sigur marginea sau extremitatea stângă a acelui manșon muscular care învelește sinusul coronarian. Sigur că ele nu corespund și nu sunt practic într-un singur loc, într-un singur punct. Aceste repere se găsesc în general pe o distanță care poate să cuprindă până la 10 mm. În ceea ce privește dispoziția venei mari cardiace și a venei interventriculare anterioare, care o formează de fapt, în diapozitivul 12 se poate observa că dispoziția în general este superficial față de ramurile arteriale, față de artera interventriculară anterioară, ramura intermediară sau anumite ramuri diagonale și marginale. Dar cum se observă în imaginea tomografică din panelul din dreapta jos, se poate observa că vena mare cardiacă și continuarea acesteia către sinusul coronarian pot avea uneori și o dispoziție mai profundă față de ramurile arteriale coronariene. Desigur că dispoziția generală, așa cum am amintit și cum este ilustrat în diapozitivul 13, este cu vene mai superficiale față de artere. Pe un preparat anatomic sunt mai greu de distins dacă nu sunt artificial colorate, totuși se pot distinge prin aceea că peretele venos este mai flasc, mai moale și se colabează mult mai ușor. În ceea ce privește drenajul venos al peretelui inferior al ventriculului stâng și drept sau peretele diafragmatic, există o serie de variante anatomice care vor fi succint prezentate începând cu diapozitivul numărul 14 și în continuare. În acest diapozitiv se observă că există o venă marginală stângă, o venă posterioară a ventriculului stâng și o venă interventriculară inferioară sau vena media a cordului, care drenează către sinusul coronarian. În alb sunt figurate câteva vene mai mici, uneori fără nume deosebit, ale ventriculului stâng. Punctul galben reprezintă locul aproximativ unde există valva Vieux-Sens și cu OV este semnificată, este specificată vena oblică a atriului stâng sau vena lui Marshall.
Se observă aici, este sistemul unui drenaj normal, obișnuit, să spunem, al peretelui inferior, diafragmatic, al ventriculului stâng și ventriculului drept. În diapozitivul 15 se observă existența unei vene posterioare a ventriculului stâng, care este de calibru mare și cu tributare ale ventriculului stâng, care drenează preferențial către vena marginală stângă și vena interventriculară inferioară. În diapozitivul 16 se observă o venă posterioară a ventriculului stâng, care este mai mică și cu un traiect mai scurt, și vene tributare celorlalte vene extreme, vena marginală a ventriculului stâng și vena interventriculară inferioară. Sigur că în terapii de resincronizare este mai greu de găsit această venă posterioară a ventriculului stâng și mai greu de cateterizat în condițiile în care este mai scurtă și de calibru mult mai redus. Există și cazul extrem în care vena posterioară a ventriculului stâng lipsește în totalitate, fiind înlocuită de tributare mici venoase care drenează fie direct în sinus subcoronarian, săgețile albe, sau în venele interventriculară inferioară și vena marginală a ventriculului stâng, diapozitivul 17. În diapozitivul 18 și în cel care urmează se vede cazul de duplicare a venei interventriculare inferioare cu o ramură în diapozitivul 18 care provine din ventriculul drept, iar în diapozitivul 19 cu o ramură suplimentară care provine de la nivelul ventriculului stâng. Există și varianta din diapozitivul 20 cu o dispoziție oblică a venei interventriculare inferioare sau anumite alte malformații sau variante ale anatomice ale venei interventriculare inferioare, cum este în diapozitivul 21, în care se prezintă cu o dilatație quasi anevrismală sau fusiformă, sau ca în diapozitivul 22, având tributare egale, de calibru egal de la nivelul vârfului ventriculului stâng și ventriculului drept, sau cum se prezintă în diapozitivul 23, o venă de tip varicoasă interventriculară inferioară, care poate să împiedice progresia unui electrod sau unui cateter la nivel venos retrograd. În ceea ce privește confluența dintre vena interventriculară inferioară și sinusul coronarian, se poate vedea și existența unei confluențe la un unghi nefavorabil, un unghi în contracurent, în care sigur cateterizarea acestei vene este foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă. În ceea ce privește venele anterioare și marginale ale ventriculului drept și drenajul ventriculului drept, avem, începând cu diapozitivul 25, o serie de exemple prin care venele ventriculului drept, care sunt figurate în galben, cu săgeți galbene, care au un traiect superficial față de artera coronară dreaptă și ramurile principale acesteia și care drenează fie separat în atriul drept, figura din diapozitivul 25, fie printr-un colector comun, ca în diapozitivul 26, dar vena mică a inimii lipsește, colectoare separate comune, tot cu absența venei mici cardiace, sau existența unei vene cardiace mici care ocupă porțiunea extremă a șanțului coronarian drept și care se unește cu sinusul coronarian, dar care nu drenează decât o mică parte a ventriculului drept. Există și alte variante, ca în figura 29, în care există traiecte comune și confluențe comune ale venelor marginală dreaptă și anterioare și venele conului și ale infundibulului se varsă separat în atriul drept și cu o venă cardiacă mică rudimentară. În ceea ce privește un alt tip, cum care este prezentat în diapozitivul numărul 30, se vede existența unor vene anterioare ale ventriculului drept care drenează direct în atriul drept, dar existența unei vene mici a inimii de calibru mai substanțial și care se varsă și se unește cu sinusul coronarian înainte de vărsarea acestuia în atriul drept. Punctele negre indică existența unor comunicări pe traiectul venei cardiace mici cu lumenul, cu cavitatea atriului drept, fiind vorba de fapt de o venă cardiacă mică cu multiple fenestrații către atriul drept. În figura 31 și în cele următoare se pot observa anumite variante de unire a venelor anterioare ale ventriculului drept, care pot în cele din urmă, așa cum se vede în diapozitivul 32, să existe chiar un colector, o venă mică a inimii, de calibru notabil, bine dezvoltată, la fel fenestrată, cu multiple deschideri către atriul drept, deci nu numai prin confluența prin sinusul coronarian.
Și cazul extrem, tipul numit 4, care apare în diapozitivul 33 și care indică o venă mică a inimii, care este de calibru cel mai mare față de cele prezentate până acum. În ceea ce privește drenajul atriului stâng, există vene care se varsă fie direct în atriul stâng, în lumenul atriului stâng, mai puține ca număr, o mică parte, mai ales din cele ale acoperișului atriului stâng, care se anastomozează cu vene mediastinale, dar multe dintre aceste vene ale atriului stâng se varsă precum vena oblică atriului stâng în sinusul coronarian, mai ales în partea posterioară și între venele pulmonare, pe când venele de la nivel septal se varsă direct în atriul drept. O particularitate de menționat și care poate să aibă importanță atât în cateterizarea intraoperatorie cât și cea percutană a sinusului coronarian este prezența rețelei chiari care poate să devină obstructivă sau care poate să ducă la blocarea parțială sau totală a unor catetere la nivelul ostiului sinusului coronarian. După cum se observă și în această imagine, în figura 35, se poate vedea că rețeaua chiarii se poate dezvolta nu numai la nivelul valvei sinusului coronarian, ci și la nivelul valvei venei cave inferioare. Aici este o vedere de la nivel intraatrial drept, în care și rețeaua chiarii, în figura 36, este dezvoltată atât la nivelul valvei venei cave inferioare, cât și la nivelul valvei sinusului coronarian. În figura 37 este prezentată o altă cauză a împiedicării cateterelor, care poate fi datorată unor valve suplimentare, inclusiv valva Viessons, care apare la nivelul sinusului coronarian. În ceea ce privește variantele de sinus coronarian, sunt multiple. Voi insista asupra faptului că în anumite cazuri, cum este figurat în figura 38, poate să nu existe un sinus coronarian bine definit și vena marginală a ventriculului stâng, vena posterioară a ventriculului stâng, vena interventriculară inferioară se varsă printr-un ostiu comun la nivelul atriului drept, precum ostiul sinusului coronarian, dar fără ca sinusul coronarian să existe ca și colector venos. Vena mare a inimii, care este figurată în diapozitivul 38 printr-o linie punctată, are un traiect anterior față de atriul stâng și posterior față de pediculul arterial reprezentat de trunchiul pulmonar și aortă și se varsă direct în vena cavă superioară. Există și un caz extrem în care sinusul coronarian se continuă, nu se varsă în interiorul atriului drept, ci se continuă cu o venă cavă superioară stângă permeabilă și care face legătura cu trunchiul brachiocefalic și cu sistemul cav superior. Sigur că o atenție deosebită trebuie acordată și venelor tebesiene sau mai corect numite vase tebesiene, pentru că ele aparțin acestui sistem de vase mici minore al venelor coronariene, dar sunt reprezentate de numeroase tipuri de conducte și de canale, venoluminale, arteriolluminale, venosinusoidale sau arteriosinusoidale, însă ele pot drena până la 30% din sângele venos al pereților camerelor cardiace. Sigur că sunt mult mai dezvoltate în atriul drept și în ventriculul drept față de cavitățile stânge ale inimii și aici o privire a unor piese anatomice arată existența acestor vene tebesiene, diapozitivul 41, în care în atriul drept se observă atât în jurul fosei ovale, dar și în zonele din jurul valvei tricuspide și la vărsarea venelor cave, se găsesc numeroase vene tebesiene, dintre care unele se poate aprecia un calibru deosebit. În figura 42 se observă din nou un detaliu al atriului drept deschis, în care se notează foarte multe vene tebesiene de un calibru considerabil. În ceea ce privește în figura 43, se pot observa vene tebesiene, vase tebesiene, care se deschid și comunică cu lumenul ventriculului drept, la nivel septal sau la nivelul peretelui liber. În general, aceste vase tebesiene se deschid la bazele mușchilor papilari și între trabeculele cărnoase ale ventriculului. În ceea ce privește cavitățile stângi, în figura 44, se poate observa existența vaselor tebesiene atât la nivelul atriului stâng, cât și la nivelul ventriculului stâng. După cum am spus, numărul lor este mult mai redus în cavitățile stânge ale inimii față de cele drepte. Dar sunt prezente și o privire atentă chiar în interiorul atriului stâng poate să evidențieze, după cum apare în figura 45, numeroase vene și vase tebesiene.
În figura 46, la fel, se vede comunicarea dintre atriul stâng și urechiușa stângă și existența unor vase tebesiene, la fel, de calibru nu redus și destul de importante și din punct de vedere hemodinamic. Figura 47 ne atrage atenția asupra unor detalii care trebuie luate în considerație înainte de a se trece la terapia de resincronizare cardiacă, și anume trebuie ca intervenționistul să fie avizat asupra unor variante de sinus coronarian și de vene coronariene în ceea ce privește prezența sau absența lor, existența unor vene duplicate cu diverticul fusiforme anevrismale, poziția înaltă a sinusului coronarian care poate să ducă la complicații în ceea ce privește anuloplastia mitrală percutană, existența unor bariere anatomice, cum ar fi valve, rețele chiare, aneurisme sau compresia extrinsecă a ramurilor arteriale, care s-a descris pentru diferitele vene ale inimii. Sigur că trebuie aleasă și dimensiunea balonului, dacă se dorește ocluzia temporară a sinusului coronarian, și este foarte importantă, iarăși, dimensiunea în lungime a sinusului coronarian, distanța de la valva tebesius, de la valva ostială și până la vena care trebuie cateterizată. Unghiul de confluență și tortuozitatea venelor sunt la fel de importante în ceea ce privește manevrele percutane și, în general, pentru a putea trece cu un electrod de stimulare din care cel mai mic are dimensiune de 4 frenci, venele trebuie să corespundă și să aibă un diametru de cel puțin 1,5 mm și sigur să fie situate într-o zonă convenabilă a ventriculului stâng. Sigur că venele cardiace sunt fascinante atât prin dispoziția lor, cât și prin marea variabilitate și o privire de ansamblu ne arată că sunt foarte multe dispoziții care pot apărea fie la nivelul peretelui anterior, fie la nivelul peretelui posterior diafragmatic ale inimii, dar de care trebuie ținut seama foarte bine atunci când se alege procedura care va trebui utilizată, cât și mijloacele cu care această procedură trebuie dusă la capăt. Sigur că o clasificare foarte directă nu este ușor de făcut în ceea ce privește venele cardiace, nu este suprapozabilă cu ceea ce se referă la arterele coronariene și în acest sens aș dori să atrag atenția asupra rolului particular pe care îl posedă angio-CT în mappingul venos, dar și arterial, sau mappingul concomitent arterial și venos, atunci când se dorește efectuarea unor manevre fie de tip chirurgical, fie de tip percutan, și în contextul numeroaselor variații anatomice individuale. Venele cardiace și sistemul venos cardiac, incluzând și vasele tebesiene, duc la răspuns individual foarte variat și poate să explice și existența unor posibilități de compensare mai mare sau mai redusă la diferiți pacienți în ceea ce privește ischemia miocardică. Nu în ultimul rând trebuie să ne gândim și la modul în care se asigură protecția miocardică în timpul operațiilor pe cord deschis, în care variante ale acestor vene și ale venelor și de la nivel intramural poate să ducă la protecție mai redusă a miocardului în timpul opririi cordului și în timpul clampării aortei. Desigur că toate aceste detalii anatomice care trebuie mereu revăzute sunt de importanță foarte mare atât pentru chirurgie cât și pentru intervențiile percutane care se dezvoltă în ceea ce în ultimii ani în număr din ce în ce mai mare și care sigur că vor avea o pondere din ce în ce mai mare. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție.